naie cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Competiții clandestine. A, atenție la creangă. A? Hei, nu mai fă pe grozavul, Angelo. Nu știu de ce, dar ador sfârșiturile de săptămână. Poate pentru că ești foarte leneș. Și îți place să stai cât mai mult dimineața în pat. Da, foarte comic. Și dacă v-aș spune că sunt bucuros de plimbările lungi cu calul. Ah, oh! Oh, priviți acolo jos. Wow, sunt tare frumoși. Putem merge să-i vedem de aproape. Las-o, baltă, fermierii prind cai. Nu trebuie să-i deranjăm. Wow! Se pricep! Se vede că sunt profesioniști. Îi cunoști, Angelo? Ha! 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 Au prins o iapă, priviți! Stai! Stai odată! Hei! Dar ce face? O tranquilizează. Ciudat. Potolește-te! Eu nu cred că sunt fermieri. Nu știu ce să fac, dar nu e ceva curat. Trebuie să intervenim. Da, dar cum? Nu-l putem lăsa singur pe bietul mânz. Anaïs, așteaptă! Hai, Mistral! Hai! Lena, Anaïs, ocupați-vă de mânz. Eu și Hugo vom urmări mașina. Bine! Hei, așteaptă-mă! Hai, Regliz! Ce crud e să separi un mânz de mama sa. Ai dreptate și sper că nu îi vor face nimic rău iepei. Bine, te duci pe lângă el și îl ghidezi spre Bine, mine. Voi încerca. Hai! Bine, micuțule. Privește-mă. Știu că ți-e teamă, dar nu vrem să-ți facem nimic rău. Nu l-am prins. Dar unde a dispărut Hugo? Regret, Sila, dar mă pot furișa mai ușor fără tine. Hmm? Haide, Mistral! Haide! Bingo! Bravo, Lena! Mai încet, Mistral! Îl vom obliga să încetinească! Anaïs! Fii atentă la frânghie! E bine, Mistral, dar acum să nu te miști. Vreau să vorbesc puțin cu el. Ai grijă! Teama-l poate face agresiv. Știu că te-ai rătăcit și ești trist fără mama ta. Nu te speria, o vom găsi. Dar între timp,
Cineva trebuie să aibă grijă de tine. De acord? Bravo! Ești un mânz cu minte! Vom avea grijă de tine. Haide, îl vom duce la fermă. Sper că Hugo și Angelo îi vor găsi mama repede. Putea totuși să ne aștepte. Hei, ai auzit și tu? Ne mai trebuia un cal în seara asta, dar situația s-a rezolvat. Am avut mult noroc. Și uite cu ce m-am dotat. Un mic șoc înainte de intrarea în scenă și hop! Spectacolul va deveni interesant. E cineva sus. Acolo, în spatele boxelor. Mai repede. Nu se poate. A fugit. E dezorientat fără mama sa. Își face rău singur. Mistral vrea să-l liniștească. Uite, s-a oprit. Mulțumesc, Mistral. Ești cel mai bun. Îi e foame. Vom încerca să-i dăm lapte. Da, dar zigotonul poate ajuta cu asta. Oh, nu! Fără panică, trebuie să mă gândesc. Angelo, prinde! Haide să mergem! M-ai salvat, Hugo! Mulțumesc! Da, dar nu ți-am salvat și pantalonii! Privește, lui Zigoton nu e frică să mă apropii. Haide, vino! Știu că poate nu e la fel de bun ca laptele mamei tale, dar trebuie să mănânci. Haide, nu-ți fie teamă, vino! Laptele e bun și cald, îți va plăcea. Mânzul nu vrea să mănânce. Dă-mi biberonul, să-ți arăt cum se face. Ați găsit iapa? Da, au dus-o la o fermă mare, la 10 km de aici, spre nord, pe domeniul Beldon. Mai erau acolo și alți cai. Și unul dintre îngrijitori se distra speriind iapa cu șocuri electrice. Cum? Dar e o barbarie! Spunea că așa va fi un spectacol pe cinste. Din ce am înțeles, se pregătește un soi de concurs diseară. Cred că de fapt nu e prea foame. Angelo, te-ai lovit? Lasă-ne să vedem ce e. Nu, n-am nimic, mulțumesc. Cum așa? Dacă te-ai julit, trebuie să dezinfectăm rana. Bine, lăsați, mă ocup eu de Angelo. Hei, azi ți-am salvat deja viața de două ori. Am găsit domeniul Beldon. E o fermă de lux. Ascultați, o mare proprietate izolată în mijlocul câmpiilor sălbatice din Camargue. Asigură tot confortul, e ideală pentru conferințe. Liniște asigurată. E ideală pentru fapte ilegale. Bine, am înțeles. De acord. Mulțumesc. Ei bine? Sunt ocupați, dar au promis că vor merge să inspecteze zona când vor avea timp. Poate mâine. Poate mâine? Și de ce nu săptămâna viitoare, dacă tot nu se grăbesc? Păi, bănuiesc că și jandarmii au priorități. Și chiar dacă iapa este maltratată, chiar dacă a fost răpită, nu e decât un cal. Și sigur au ceva mai urgent de făcut. N-ați auzit ce a zis Angelo? Iapa e în pericol, nu mai putem aștepta. Anais are dreptate. Dacă îi se întâmplă ceva rău, mânzul nu va supraviețui fără ea. Nu văd decât o singură soluție. Mergem la domeniul Beldon, eliberăm iapa și o aducem la fermă pentru a-și îngriji mânzul. Vorbești serios? Cred că n-ai văzut pantalonii lui Angelo. Domeniul e bine păzit și au și câini. Poate că nu e o idee prea bună. Ai tu alta mai bună? Faceți ce vreți, eu mă duc. Vin și eu, trebuie să încercăm măcar. Bine, bine, dar ne trebuie un plan bun de atac. De acord, eu voi păzi mânzul.
Hei, glumeam, haideți să mergem. Am găsit pe site planul detaliat al domeniului. Îl voi printa și voi transmite informațiile și jandarmilor. Hei, Angelo, așează-te în șa, simte-te bine. Îmi fac griji pentru mânz, ai liniștită, zigotul îl păzește. Angelo, dacă vrei, îți explic cum să stai în șa pe o parte. Iar eu ți-arăt cum să pornești rapid în galop. Aici sunt boxele. Acolo în spate sunt țarcurile cu caii. Acolo e iapa. Eu, Lena și Hugo mergem pe aici, prin pădure. Tu, Anais, supraveghezi poarta. Și cum se deschide, blochezi broasca cu plastilină. Ce să fac? Plastilină? Asta e tehnica ta infailibilă. Da, așa broasca nu se va mai închide. Am văzut asta într-un film. Merge la fix. Și dacă nu deschide nimeni poarta, ce facem? Cum pune Anais plastilina? Ei bine, în cazul ăsta, nu o mai pune. Genial! Ei, aveți puțină încredere în maestru, prieteni. Va funcționa. Hugo are dreptate. Să avem încredere. Atunci să mergem. Păi și cum escaladăm zidul? Tu ce propui? Eu văd o soluție, dar acrobațiile nu sunt punctul meu forte. N-avem de ales, Hugo. Asta e, îl vom escalada de pe cal. Nu. Nu e nimeni pe aici. Vin! Regliz! Hugo, ai grijă! Nimeni n-a văzut nimic. Haide, haide, haide. Hai, acum sau niciodată. Nu-mi vine să cred. Pare un fel de adunare. De ce au venit atâția aici? Angelo a zis că organiza un eveniment. Poate fac un grătar cu iapă la rotisor. Nu e nostim. Deloc. Hai, ține de el. Ține bine. Ia uite. Pariez că nu rezistă 10 secunde. S-a făcut. Acolo. Pe 800 de euro că după 5 secunde e la pământ. Un rodeo cu cai sălbatici. Am auzit vorbindu-se de asta. Sunt bande care organizează competiții clandestine și se pariază pe mulți bani. Săracii cai, e ceva ilegal. Organizatorilor nu le pasă. Pentru ei e important câștigul. Și se pare că e ceva profitabil. Frumos! Ce fac? Ce? Cred că aș rezista pe cal mai mult decât acel băiat. Da, știu, nu e nostim. Hai să te vedem. Concursul se reia cu un alt cal. Hai! Priviți, și iapa va ajunge în arenă. Oh, nu! Sigur o vor răni. Bine că Anais nu e aici să vadă asta. Trebuie să o eliberăm înainte de a ajunge în arenă. Haideți! Haide, repede! Și gata! Hei, fetițo! Șt, încet, frumoasă, te vom scoate de aici. E simpatic. Haide, repede. N-aveți voie să le faceți cailor așa ceva.
mușcat! Vrei să te liniștești sau nu? Hei! Lăsați-mi prietena în pace! Lena, nu! Las-o! Hei, lăsați-mă, telefonul meu! Nu aveți dreptul! Bine, de acord, de acord, să nu ne enervăm! Liniștește-te! Maltratați caii, veți fi pedepsiți! Ne vom ocupa personal de asta! A, da? Uitați că ați intrat ilegal pe o proprietate privată! Dar nu vă port pică pentru că mi-ați adus un specimen foarte interesant! Puternic, sălbatic, rebel! Liniștește-te, Mistral, sunt aici! Mistral? Pun pariu că nu se lasă călărit decât de tine, nu-i așa? Luați-l! Vom vedea ce poate! Nu! Nu aveți dreptul să-l luați! Băgați în subsol, îi vom elibera la noapte când totul se va termina. Prieteni, am un cadou pentru voi. Iată-l pe Mistral, un specimen de excepție. Dacă sunt printre voi temerari care se încumetă să-i potolească furia, să mă anunțe. Pariurile pot începe. Îmi voi încerca norocul. Pe 500 de euro că nu reziști 20 de secunde. Hei, ai văzut cum arată calul? Pariez că scapă de călăreț în mai puțin de 6 secunde. Nu-i face de asta! Sunt oameni fără pic de milă. Îl vor răni pe Mistral. Nu știu dacă va rezista. Vom elibera și Iapa și pe Mistral și pe toți ceilalți cai. Îți promit. Dar mai întâi trebuie să ieșim de aici. Grozav, Sila, ești un as. Hai, vino. Aici, asta e. Bravo, încă puțin. Haide! Perfect, hai să mergem. Eu și Lena ne ocupăm de Iapă și de Mistral. Iar eu cu Anais vă vom deschide poarta. Să sperăm că plastilina a blocat broasca. Vom recupera Iapa și vom elibera caii. Așa se va crea o harababură și vom putea... Oh, nu! Mistral! Haideți, fugiți! Vai de mine! Nu se poate! Calul ăsta a scăpat! Hei, opriți-l! Hei, ești acolo! Ești afară! Ești! Hai odată! Mistral, Mistral, privește-mă! Vom pleca amândoi! Fugi! Nu ți vor mai face rău, promit! Mistral, privește-mă! Șt, sunt aici! Priviți! Cum a făcut asta? E imposibil! Fata asta e o vrăjitoare! Haide, Mistral! Să mergem! Splendid! Acolo! Sunt acei tineri! Prinde-ți-i! Lena! Uite, am găsit căștile. Nu vă faceți griji, e doar o mică întrerupere. Imediat se reiau pariurile. Mai repede, ne ajung! Curaj, mai avem puțin. Sper că Iugo și Anais au reușit să deschidă poarta. Haide, grăbește-te! O doză de tranquilizant pentru un cal adorme și un câine. Coboară de pe cal. Da, plastilină, nu vă faceți griji, aveți încredere în maestru. Sigur că da. Dar îți jur, în film a funcționat.
Din păcate pentru voi, nu-i tratăm prea bine pe fugari. Nimeni nu mișcă! Lăsați armele și deschideți! Voi ne-ați chemat? Da, ați sosit la fix! Asta e misiunea noastră. Care dintre voi e Hugo? Bravo, tinere! Datorită informațiilor pe care ni le-ai trimis, am putut face legătura cu acest infractor, care era deja urmărit pentru alte fapte asemănătoare. El închiriase proprietatea. Haideți, duceți-i la dubă! Ei, acum aveți încredere în maestru? Micuțul e salvat. Oh, ce frumos! Cred că voi plânge. Zigoto, nu mai ai de ce să te temi. Și-a regăsit mama. Ei bine? Vin de la comisariat. Organizatorul competiției clandestine va primi o amendă pentru maltratarea cailor. Cum? Asta-i tot? După tot ce a făcut, nu e corect. Ei, lăsați-mă să termin. Dar pentru că recidivat a fost condamnat și la 3 ani de închisoare. Cu alte cuvinte, nu-l vom revedea prea curând. Ce bine, am scăpat de el. Iată-i, din nou liberi. La revedere! La revedere! Ajung primul la fermă! Au dublat în limba română Anca Signirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți cai ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună.